Bună, bună, dragilor! Bine ați venit în ziua 27-a Maratonului Recunoștinței. Astăzi am schimbat un pic locația și am vrut să filmăm la apartamentul lui Joy, pe care o să o vedeți pe aici. Acesta este un colțișor foarte frumos din casa mea, un colțișor care mie mi-este drag din două motive. Unu, pentru că sunt câteva din cărțile mele și sunt cele de bucătărie, acolo alte tipuri de cărți. Și doi, pentru că avem raftul cu vin. Știți că eu sunt mare amatoare de vin și chiar râdeam într-o zi cu prietenele mele că m-am trezit cu gândul să fiu recunoscătoare pentru struguri și pentru vin, dar am zis că poate nu este un motiv suficient de bun pentru recunoștință pentru voi. Mă gândeam de dimineață că sunt foarte multe lucruri pentru care ar trebui să fim recunoscători și dacă ar fi să lungesc acest maraton, cred că am ajunge la cel puțin 100 de zile. Sunt atâtea lucruri cărora nu le dăm importanță și poate că nu știu, dacă cineva le arăți așa cu voce tare, zice, oh, ok, da, este un motiv suficient de bun pentru mine. Și astăzi voiam să fim recunoscători pentru două lucruri, cumva, unul într-unul. Pentru cărți, că avem oportunitatea să cumpărăm cărți sau să chiar luăm cărți de la bibliotecă, vă mai aduceți aminte cum făceam când eram mici? Sau da, avem oportunitatea să luăm de la Bookster. Eu sunt foarte norocoasă pentru că compania în care lucrez oferă și acest beneficiu. Dar poate că nu toți rezonați cu lucrul ăsta, dar gândiți-vă că am avut oportunitatea să avem acces la educație, să mergem la școală, ceea ce probabil voi ca părinți acum resimțiți și poate sunteți mai recunoscători și rezonați cu treaba asta, în sensul că am avut acces la educație și a fost pe gratis, chiar dacă până în liceu noi avem această oportunitate. Așa că ar trebui să fim recunoscători că avem acces facil la educație, nu ca în alte țări, și că am avut acces facil la educație până, să zicem, anul ăsta, când lucrurile sunt un pic mai grele pentru voi, părinții, și chiar și pentru copiii voștri. Dar sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. După cum auziți, Fifi, cățelușa mea îmi dă dreptate. Așa că haideți să privim toate lucrurile din jurul nostru, să fim noi recunoscători pentru tot ce avem și să ne dorim o viață mai bună, să fim optimiști, să ne păstrăm bunătatea și calmul și vibrația pozitivă și să mulțumim, da, să mulțumim că avem oportunitatea să citim cărți sau chiar pe internet și am avut oportunitatea să mergem la școală, am avut acces la educație și la toate lucrurile care acum par un pic mai grele. Așa că vă mulțumesc, ne vedem mâine în ziua 28-a Maratonului Recunoștinței. Până atunci aveți grijă de voi, fiți recunoscători pentru toate lucrurile din viața voastră, vedeți lucrurile pozitive din viața voastră. Dacă vă plac videourile din Maratonul Recunoștinței, nu uitați să dați subscribe, puteți să le revedeți ori de câte ori simțiți nevoia, dar sper că după cele 30 de zile ale Maratonului Recunoștinței, acest sentiment de recunoștință pe care noi îl exersăm împreună să vă vină natural, să vă treziți în fiecare dimineață cu un motiv pentru care să fiți recunoscători. Vă îmbrățișez, ne vedem mâine în ziua 28, până atunci să aveți o zi cu soare plină de recunoștință.